Duminică după amiază, o femeie în vârstă de 32 de ani din Milișăuți s-a dus la fântâna unor vecini să aducă o găleată cu apă. Din păcate, căldarea fântânii s-a rupt din lanț și a căzut în apă. A fost aceea și femeia când a venit la apă, mi-a zis bună ziua, era ora 1 fără un sfert, cam așa ceva. Și așteptam băiatul meu să vină la masă de la Rădăuți. Am venit, noi am făcut friptura în curte, ea s-a dus acasă că a scăpat fântâna aia zi, găleata. S-a rupt lanțul la fântână, da? Am mers acasă. Și am un nepot care a plecat la poliție la București, a văzut când venea cu lanțul. Așa. Ia acolo s-a chinuit să scoată aia, găleata. Găleata era goală, pigang. Eu am spus, Mării, e găleata și du-te ea de apă. Ea s-a dus să ducă apă. Pe urmă vine înapoi și spune că găleata aceea care era pe lanț la fântână, o căzut în fântână. Eu cârligul și lanțul. Și merg să-l scot. Și atât am vorbit. A ieșit și s-a dus și mai mult n-am văzut. Se pare că femeia s-a dezechilibrat în timp ce încerca să scoată găleata din fântână și a căzut în puț. După circa 2 ore, tatăl concubinului femeii a venit la vecin să-l întrebe dacă nu a văzut-o pe femeie. Nu, noi când eram la masă, deci, a venit bătrânul ei, după 3 ore, și spune, băi, Nelu, spune la băiatul meu, băi, Nelu, n-a mai venit Maria, a venit la voi la apă și n-a... M-ați înțeles? Nu fi căzut în fântână? Zice moșul. Și un băiat de ce un vecin se caude cu cârligul, a dat ceva greu. Și am dat eu o lampă aia de, care bagi la curent, știi? S-a băgat, ea era vântată. După o perioadă v-ați dat seama că ea nu s-a mai întors, nu? Sau cum? Am dat seama că ea nu-i, aici s-au mers încolo. Am mers eu la caldăria și zic la femeia care... La domnul. Face, dar unde Maria? Dar nu-i acasă. Zic, nu-i. Au căutat-o, zic, parasca, nevasa. Am căutat-o în casă, nu-i. Era un băiat al vecin aici care i-a dat drumul la lanț, în jos. Zic, măi Dan, vezi cu lanțul, poate adin ceva. Când acolo el a ninat ceva. Zice, mie învârte roata. Da, eu învârte roata, ceva greu. Zic, măi, eu nu mai învârte acum roata, că ea și iese ceva. Și atât ora au fost, da, mă? Eu ieșu și Caldariescu, stăpânul, ieșu și ea, și cum ați? Zic, iese ceva în fântână, dar și nu știu. Au sunat la 112, iar la fața locului au sosit pompierii rădăuțeni, însă era mult prea târziu. Victima, în vârstă de 32 de ani, trăia în concubinaj de mai mulți ani cu un bărbat din Milișăuți. Avea 2 copii dintr-o căsnicie anterioară, însă aceștia locuiau cu părinții ei la Vicovul de Jos. Oamenii din sat și apropiații susțin că femeia suferea de epilepsie și din această cauză avea multe momente când se dezechilibra și cădea pe jos. Dar acum nu, mi-a spus mai mult, nu numai unul. Și la mine a căzut, zice, și la ăla a căzut, și la ăla. Deci a suferat de o boală și tot cădea. Suferea de o boală care îi se facea rău și cădea. Și cred că acolo ea, când a vrut să scoată aia, s-a făcut rău, altfel nu. Nu cred că s-a aruncat ea intenționat, nu. Ea păstrile lua în continuu, și-o dat-o amintea în cap și... Mai cădea sau? Mai cădea. Cădea. Ea o dat drumul cu lanț să scoată cu un cârlig, să scoată găleata din fântână. Și cred că s-a agățat în pietre cârligul și ea când l-a tras s-a lăsat prea mult și așa a căzut. Așa cred eu, eu nu știu. A fost un accident probabil, nu? Cumva. Probabil, da. Ea era epileptică, avea o problemă cu acestea. Era bolnavă, dar nu știu eu fix ce avea. Din primele cercetări de la fața locului, anchetatorii au lăsat să se înțeleagă că ipoteza de lucru va fi moartea accidentală. Acum apropiații femeii se pregătesc de înmormântare.